Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiență în direct. Sunt Ioana Nița și vă invit să rămâneți alături de noi pentru că în cadrul acestei emisiuni o să dezbatem o serie întreagă de probleme care privesc omul în principal, dar în egală măsură o să aflați anumite interdependențe sau relații dintre sănătatea umană și cea animalelor. Pentru a dezbate subiectul în sine, l-am invitat în studiourile Informația TV pe domnul doctor veterinar Dan Zeicu, un cunoscut al dumneavoastră la postul nostru de televiziune, dar de această dată l-am invitat în postură de director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare. Bine ați revenit, domnule doctor! Bine v-am găsit, domnule Aița, și pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Domnul doctor, v-aș propune să începem cu începutul, cum s-ar zice. Care e relația dintre sănătatea omului și sănătatea animală sau invers? Cum vreți să le priviți? Da. Noi ca și instituție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, e și denumirea, misiunea noastră este de a proteja sănătatea cetățenilor de-a lungul întregului lanț alimentar, de la fermă la consumator, sau cum s-ar zice, de la furcă la furculiță. Da. Promovând igiena alimentară și informarea transparentă a consumatorului privind alimentele și bunăstarea animală. Sigur că există o strânsă legătură între noi veterinari, așa să zicem, și sănătatea publică, pentru că rolul nostru, în definitiv, este acela de a verifica, exact cum spuneam înainte, pentru acest lanț, începând de la fermă, unități de procesare și așa mai departe, ca să ne asigurăm că consumatorului, cetățeanului, ajunge în farfurie hrana sănătoasă. Și totuși există paradoxul, domn doctor. Din câte am înțeles, că trecem deja la o altă idee, dacă e vorba de tuberculoză bovină, animalul se sacrifică să poate consuma. Da? Se spune că până și animalul cu pestă porcină africană s-ar putea consuma în anumite condiții, sigur, fără a crea probleme consumatorului. În anumite condiții de prelucrare. Ok, dar ziceam așa, sigur, că sunt paradoxuri. Deci tu, medic veterinar, vechezi la sănătatea animalului. Da. Animalul fiind sănătos și respectând pe flux, vorba aia din graj sau din fermă sau de nu știu unde, da, până pe masa ta, toți pașii, pașii și toate măsurile, da, de siguranță și de protecție. Deci, băi, omul, da, musai să fie sănătos. Categorie. Consumând acele animale sau acele consumând produse obținute din animale în momentul în care, așa cum vă place să spuneți, da, telespectatorul probabil înțelege mai greu, urmărind trasabilitatea. Adică, categoric, pas cu pas, cum a pășit animalul din fermă, unde ajunge și la cine și de unde se întoarce pe lanțul alimentar. Da, corect. Este foarte importantă transabilitatea. Care sunt alte boli ale animalelor care, de fapt, pot transmite boala la om? Că astea două exemple, cred că le-am dat nu greșit, că în, știu eu, în mod frecvent, cel puțin animalele cu tuberculoză, da, se utilizează în consumul uman. Noi avem un program strategic național, ăsta este și rolul acestui program strategic, de supraveghere a animalelor și acțiunilor sanitar-veterinare care sunt cuprinse în acest program strategic. Gen TCS-ul, testul comparativ simultan, adică pentru tuberculoză, recultările de sânge, la fel, pentru bruceloză leucoză, brucela fiind iarăși o boală care poate fi transmisă, și, sigur, anticărbunosul, care se știe iarăși că este o boală foarte, foarte contagioasă, dar care, sigur, de mai bine de 10 ani, zic eu, poate și mai mult, nu a mai fost cazul la noi. Tocmai mi-a venit în minte încă o boală. Din câte am auzit, până și animalul cu scrapie
poate fi consumat, exceptând creierul și măduva spinării, dacă bine am înțeles. Se elimină din anumite organe din consum, iar restul este, se poate avatoriza, sigur, în anumite condiții de prelucrare. Iată că sunt și niște paradoxuri, adică anumite boli ale animalelor nu au cum să se transmită la om dacă se respectă niște, reguli minime. Da. Dar interesul nostru, până la urmă, este de a încet, încet, de a elimina aceste boli și de a deveni o țară indemnă pe o parte din... Pe o parte am reușit, pe o parte încă mai avem de lucrat. Domn doctor, ăsta e obiectivul, da? Tuturor. Sigur. Să aibă animale sănătoase. Da. Dar culmea este că nu de puține ori apar surprizele. Și m-aș opri aici exact că se apropie 31 iulie peste un pic de vreme. Mă gândesc la 2017, da? Când la Balta Blondă a apărut primul focar de pestă porcină, da. În România pesta porcină africană. No, toată lumea a zis că băi, deocamdată în România nu este și după aia alertă maximă și mobilizare. După care totul s-a mutat, zic eu, mai degrabă în sudul țării. Ciudat. Puțin da. Probabil că în Balta Blondă să fi ajuns virusul categorii. În, știu eu, în județul Tulcea sau Brăila sau Galați sau știu pe unde a fost, să zic așa, deosebit de agresiv. Foarte mulți specialiști, atât de la noi din țară, cât și din afară, întrebarea lor la un moment dat era nu dacă va intra pesta porcină africană la noi în țară, ci când va intra pesta porcină la noi în țară. Se știa că deja în Moldova, Ucraina, era deja pesta porcină africană, încă mi se pare 2016, dacă mi-aduc bine aminte. Atunci deja discutam că riscul era foarte mare, și deja știam că șansele sunt foarte mari ca pesta porcină africană să intre și pe teritoriul țării noastre. Sigur că discuțiile au fost multe. Și inclusiv și în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni care au dubii dacă această pestă porcină africană chiar există sau doar e așa o făcătură și așa mai departe. Vă spun eu, ea există. Am văzut-o, am lucrat în multe focare, am participat la multe anchete, la multe necropsii, am văzut organele, am văzut tot ce poate să facă această pestă porcină africană. Ea există. E, întrebarea, într-adevăr, poate fi cum a intrat și la noi. Păi e o întrebare legitimă, că dacă era în hal meu, sigur, primul lucru ar fi spus-o, băi, s-a dus din Ucraina. Da? E, în momentul dar în care... Dar că nu în hal meu a fost primul focar, sau pe traseul care înseamnă da. Granița cu Ucraina, da, da, da. Și la 30 de kilometri, la 40 de kilometri de graniță. Atunci, dacă mi-aduc eu bine aminte, până la urmă, chiar la noi la laborator au fost depistat și acel, bine, la următoarele focare, acel salam adus din Ucraina care era infectat bun, cu virusul peste porcine africane. O explicație, da? Păi, explicația, să știți că marea majoritate a fost, sigur, vorbim de porcii mistreți, care, după cum bine știm, un porc mistreț poate circula 60-80 de kilometri într-o zi, el se deplasează haotic în toate direcțiile și sigur că asta a fost unul Micula, din focare. Micula, sigur, Micula fiind pe tocmai pe seama la cele trei hotare. Porcului mistreț, da? Da? Deci fiind aproape de granița cu Ucraina. Dar revin, să ajungă. Dar n-am exclus nici produsele care vineau din Ucraina, vorbim aici de produse alimentare care intrau. Se pare că nimeni n-a recunoscut niciodată că ar fi adus alimente sau eventuale furaje contaminate. Din câte am înțeles eu pe tot... Un aliment l-am descoperit chiar noi la Laboratorul Sanitar Veterinar, care era prezența virusului peste porcine africane era prezent. Iată o dovadă în plus că se procesează într-un final și carne din porc cu pestă porcină africană. Păi probabil că în Ucraina, că acel produs provenea de acolo, lucrurile astea cam așa au stat. Dar în 2016, repet, când deja se vehicula și se știa de prezența focarului în Ucraina, atunci
foarte mulți dintre noi, medicii veterinari, și am spus, domnule, haideți să luăm măsuri drastice de pe acum. În 2017, probabil că autoritățile în acel moment puteau să ia un pic, măsurile trebuiau să fie mult mai drastice. Părerea mea personală. Da, în 2017 trebuiau să fie măsuri mult mai mari, implementate la nivel de țară, mă refer. Da. Ca să încercăm cât de cât. Sigur, sunt și alte țări care au încercat și asta nu înseamnă că au și reușit neapărat, dar după cum bine știți, noastră în sud, efectiv a fost o adevărată explozie. Într-adevăr, la noi aici în nord am reușit, sub o formă sau alta, să gestionăm destul de bine situația peste porcini africane, ceea ce în sudul țării nu s-a reușit în totalitate acest lucru, fiind sute de focare. Da, e greu să gestionezi pesta porcină africană. De obicei, am și constatat, vedem că în fiecare vară, începând deja cu luna iunie, iulie, încep să apară focare. Aici, sigur că legăturile pot fi, având în vedere și circulația animalelor și mai departe. Important ar fi să se poată și dovedi acele prezumții vis-a-vis de e foarte greu. Mișcarea anchetă... virusului, pentru că, să nu vă uitați ideea, dacă bine mă amintesc, pesta porcină africană la Mistreț s-a confirmat abia la un an sau un an și ceva după ce a fost confirmat focarul sau focarele de pestă porcină africană din Balta Blondă. Iată că aici iar rămâne un subiect deschis și culme, tot în zona aia micul, adică la pădurea Noroieni. Păi, acolo... Bun, dar la un an, domn doctor. Da. Care poate fi atunci o explicație? Un medic veterinar mai repede ar putea găsi anumite conexiuni decât un laic, să zic nu așa. Nu înseamnă că n-a mai fost peste, probabil. Dar bun, ideea dar... este sigur că, să știți, sunt foarte mulți și de aici noi am început chiar din 2017 încolo să facem informări cât mai dese și corecte față de cetățean, în sensul că era singurul sprijin al nostru, efectiv, în care cetățeanul să ne anunțe, și asta o să rog și astăzi, să ne anunțe la orice caz de boală la porc. Pentru că, nu de multe ori, poate porcul, dumneavoastră știți, este omul, vede porcul supărat, dacă e și la 100 și ceva de kilograme, omul ce zice? Mă... Cuțitul decât cuțitul să moară. Și, exact. E, sigur. Din păcate, asta este una din probleme, pentru că omul, fără să-și dea seama, sacrifică acel porc, carnea o pune în congelator, virusul rezistă, domnule Nețaș, stând carnea la congelator... Câteva, 6 luni sau cât rezistă? Că mi se pare câteva că luni bune, câteva luni bune până la 6 luni, luni bune, care omul poate peste 2-3 luni scoate carnea din congelator... Mai de și la vecinul, că... Sigur, mai de la vecinul, la un neam, la o mătușă, la așa, da? Gătește carnea aia, mănâncă, și resturile alimentare, ce se întâmplă cu ele, știm cu toții, da? De asta tot spunem tot timpul oamenilor să nu mai dea lături la porci și spălături de pe mâncare. Pentru că ce se întâmplă? Toate acele resturi alimentare le dă la porc și, uite așa, se transmite peste porcina africană. Bun, dar auziți, o clipă. În condițiile în care eu, cetățean, consum din carnea respectivă, nu știu în momentul respectiv că a fost peste porcină, n-a fost în sfârșit. Eu, în momentul în care am consumat, nu devin purtător de virus? Nu. Adică, în organismul uman, acest virus nu... Nu. Nu. Adică nu rămâne, nu rezistă. Nu. Deci, omul poate să consume această carne, chiar dacă este infestată, nu se întâmplă nimic. Și nu poate, omul nu devine vector. Că știu, asta mă întrebam. Asta era ideea. Dacă omul devine vector. Faptul că eu mănânc, nu mă îmbolnăvesc. Adică nu e niciun pericol din punctul ăsta de vedere al omul nu poate fi transmiterii un vector. Mai departe. În acest sens, omul nu poate fi un vector. Dar, în schimb, omul devine un vector prin a administra aceste resturi care rămân și care pot fi infestate. Infectate cu virus. Fiind infectate cu virus, sigur că ai transmis la porc, dacă ai în coteț un porc, l-am infectat pe acesta, dacă avem 3-4, uite așa, mai departe. E, dacă am mai dat din acea carne și la vecinul, și la mătușa, și la frate, și așa mai departe, bun, acum, ne trezim cel puțin la țară să poartă chestia asta, că duci la vecinul și la nu știu ce, și iată că ai multiplicat numărul focarelor. Tocmai de aceea am încercat și încercăm și voi încerca în continuare prin colegii mei oficiali, prin medicii veterinari concesionari, să informăm cât mai bine oamenii, să înțeleagă, să știe foarte clar. Nu trebuie să se sperie nimeni.
Dacă vede că animalul este bolnav, este supărat, are o problemă, să anunțe medicul veterinar. Noi, în prima etapă, vom recolta doar niște probe de acolo, ca să facem testul prin real-time PCR, să vedem dacă acel porc este bolnav sau nu, sau dacă are virusul peste porcine africane. La fel, dacă omul vrea să-și sacrifice un porc, indiferent dacă este bolnav sau chiar și dacă e sănătos, poate să cheme și chiar este indicat să-l sune, să-l cheme pe medicul veterinar pentru a recolta o probă. Atât. În vederea acestei analize. Nu se întâmplă absolut nimic. Mai mult, ca să ne înțelegem de la bun început, că discutam și de transabilitate și de restul. Era acea discuție, domnule, să crotaliem porcii. Crotaliatul porcilor este foarte, foarte important, în primul rând pentru proprietarul de animale și sigur și pentru noi. Pentru că în momentul în care toți porcii din acea exploatație sunt înregistrați pe exploatația respectivă, având proprietarul din exploatația respectivă, indiferent dacă s-a constatat acolo, Doamne ferește, va fi focar de pestă porcină africană. Sau trichineloză. Sau trichineloză, exact. Adică cele două boli care, se despăgubește de stat la prețul pieței, și, dar în situația în care animalul este identificat tocmai pentru a dovedi transabilitatea. Și din cauza asta este foarte important. Nu trebuie omul să se sperie sau să creadă, domnule, aoleu, am peste, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă nimic. Doar că, de asta încercăm să informăm, să-și identifice animalele, să nu hrănească porcii cu resturi menajere, pentru că asta este una din cele mai dese căi de transmitere. Când se duce la porc, să-și schimbe cizmele, salopeta, hainele cu care umblă, poate în pădure, la tăia de lemne sau așa mai departe, să aibă alte cizme, o altă pereche de cizme, o altă salopetă, care o atârnă acolo în cui, se duce doar cu la porc cu ea. Cotețul să fie îngrădit, curtea să fie îngrădită, pentru, mai ales pentru cei care locuiesc la marginea pădurii acolo. Aia voiam să zic că, în că poate fi riscul. Omul are proprietatea undeva în vatra satului, în intravilan, cum se spune în mod frecvent, departe de câmp. Acolo obligatoriu are și un coteț, nu numai așa și un spațiu îngrădit. Și acolo este îngrădit. Un mare risc. Dacă nu este îngrădit spațiul, să poată să aibă acces. Toți știu care stau la țară, că mistrețul umblă. Mistrețul îți merge în lanul de porumb, îți vine până în bătătură. Și da, sigur că este, chiar și în zona este una din transmitere, o cale de transmitere clară a virusului peste porcine africane. Mistrețul umblat în pădure după hrib și așa mai departe, de unde poți să iei virusul și să-l duci acasă și așa mai departe. Sunt foarte, mă rog, multe căi prin care poți aduce virusul la tine acasă. Și atunci, ca să te protejezi, și nu numai atât pe tine, și vecinii, și știți unde e tragedia cea mai mare, domnul Anițaș? În momentul când, sigur, am asistat de multe ori la anchete și la focare de pestă porcină, unde nu e plăcut, cu toate că știi că poate ți se despăgubește acel animal, dar nu e plăcut când știi că l-ai crescut 6 luni, 7 luni, și vine unul de afară și ceva vine să-mi ucidă porcul. Chiar dacă sigur se poate despăgubi. Sigur că tragedia e și mai mare când în momentul în care porcul e neidentificat și nu pot să-l despăgubesc. Da. Dar tocmai de aceea este foarte important să-și identifice porcii și tocmai de aceea e foarte important să îngrădești, să ai anumite măsuri de biosecuritate minime, le spunem noi. Bun, dar asta o să ajungem când o să discutăm oleacă despre proiectul legii porcului. Exact. O să discutăm acolo, da? Ca să poată evita acest lucru. Da. Și, repet, tragedia de fapt unde este? Că apare, pe lângă că apare la om în curte, noi trebuie să facem acele raze de 3 km de protecție și 10 km de supraveghere. Și dacă în acea rază cade și o fermă de porci, de peste 5.000, 10.000, 20.000 de porci, l-ai rezolvat pe om. L-ai terminat pe fermierul respectiv. Da. Și asta este o mare problemă. Ce vreau să vă întreb? Ce spune de data asta nu directorul Zeicu, ci doctorul veterinar Zeicu despre faptul că pesta porcină africană sau febra africană, cum de fapt îi se spune, se cunoaște în Europa, dacă bine mă amintesc eu, dar poate greșesc, de cel puțin 50 de ani. Ce credeți că i-a determinat pe onorații cercetători să stea pe gânduri în a exista un vaccin? Pentru că din câte am înțeles,
Nici astăzi încă nu există omologat, cel puțin, pentru că am înțeles că la nivel din ăsta experimental deja este că Institutul Pilbrook, mi se pare, rezultatele chiar acum citeam într-o revistă de specialitate, revista veterinară a noastră, unde acest institut dădea niște date destul de încurajatoare. Deci că am înțeles că e cu reușită de 80%. Chiar spre 90%, pentru că după ce au fost vaccinați o serie de porci, după care au fost infestați cu o sursă foarte puternică de virus, pe virusul peste porcini africane, și se pare că porcii nu s-au îmbolnăvit. Asta este un lucru îmbucurător. Sigur, acum toată lumea, exact ce spuneți dumneavoastră, s-a gândit, dom'le, de ce în ultimii 20-30 de ani, sigur, de la primele apariții. De la primele semnale, domn doctor, adică din Europa, nu? Da. Nu vei picat ăsta așa... Numai în Europa. Bun, eu vorbesc de Europa, nu mă duc așa departe, dar... A fost Portugalia, a fost Spania, a fost... Care au trecut prin... Asta exact așa că și în China. Asta vor și în Africa, exact. Există și... Explicația, mă rog, a cercetătorilor era că acest virus suferă anumite mutații și a suferit tot felul de mutații, astfel încât fiind foarte complicat de a crea acest vaccin. Acum, ce să vă spun? Da. L-ați întrebat pe medicul veterinar Dan Zeicu. Nu pot decât să, din ce am citit și eu în revistele de specialitate, unde se pare că aceasta ar fi fost problema până acum. Acum se pare că ar fi la acest institut, se pare că ar avea un vaccin în proces de omologare care se pare că ar da rezultate. 80-90%. Deci, eu vă spun sincer, cred că sunt, nu eu, foarte multă lume ar aștepta acest vaccin, pentru că la fel cum a fost și cu pesta porcină clasică, unde am avut vaccinul și am reușit în decurs de câțiva ani să... Bine, a fost o muncă, a fost o muncă titanică și foarte lungă, sigur, dar am avut vaccinul, ce a fost ceva foarte important, pentru că am putut vaccina și cel puțin am stopat. De ce întrebam de vaccin? Pentru că în momentul în care ar fi un vaccin, chiar dacă nu-i cu efect 100%, ar fi benefic. Pentru că ce se întâmplă? Din câte am aflat cu diverse ocazii și acela Satu Mare, la laboratorul din cadrul direcției, au fost găsiți și mistreți zici pozitivi, adică cei care, știu eu, aveau s-ar fi găsit anumiți anticorpi, un anume grad de imunitate, da, dacă îi se poate spune așa, vis-a-vis de pesta porcină africană, ceea ce un doctor veterinar sigur va spune, băi, porcul a fost bolnav, a supraviețuit, ok, are, să zicem, anticorpii necesari pentru o nouă încercare. Da. Da, din ce am înțeles și eu la o discuție cu doctor Avram, au descoperit un așa zis anticorp la un moment dat, dar se pare că n-a fost luat... La câteva exemplare am înțeles, deci n-a fost... un mistresc, au fost mai mulți. Sincer să vă spun, foarte multe detalii, nu știu de... Nu, dar de la doctor Avram, tot l-am... Am discutat, adică îmi spusese și mie, dar dânsul a dat mai departe aceste descoperiri, să le spun aceste așa. Informații. Informații, dar așa, se pare că nu... Mai departe nu au prezentat interes pentru cei care... Nu știu, probabil că ori s-a constatat că cantitatea anticorpi este foarte mică și nu poate fi luată în seamă, ori probabil... O fi fost și o alarmă falsă, nu se știe. Nu știu detalii despre aceste studii. Hai să zici, descoperirea a fost făcută de cine nu trebuie. Știți cum adică pentru titluri de glorie, nu pentru altceva. Eu cred că, sincer, acum nu cred că noi ca și stat român să nu adică să nu vrem să ne dorim. Eu cred că eram net superior dacă reușeam să descoperim noi vaccinul. Vorba românească este că drumul spre iad e păvat cu intenții bune. Totdeauna. Așa că nu m-aș mira ca anumiți orgolioși pe undeva pe sus puși o fi zis, bă, hai mai lasă-i în pace pe ăștia. Eu sper să nu fie vorba de așa. Eu prezumție n-am dovezi, deci nu... Sper să nu fie de vorba. Sincer, nu cred să fie vorba de așa ceva. Eu ce-mi doresc e să apară acest vaccin, indiferent că îl găsim noi, îl găsesc alte state membre, dar să-l găsim cât de repede, pentru că
pagubele economice care ni le aduce această peste porcină africană sunt foarte mari. Bun, acum, vedeți, atâta vreme cât reglementările sunt de așa manieră încât într-o fermă, într-o unitate din asta de producție, unde zicească 50.000 de porci, dacă s-a confirmat unul, zici, eutanasiați toți, da, e limpede că sunt pierderi imense. Ori în momentul în care Comisia Europeană ar avea o strategie vis-a-vis de valorificarea celor animale, deci, băi, ăsta e bolnav, bun, restul, avem noi o strategie de valorificare, cred că pierderile ar fi considerabil mai mici. Chiar în condițiile în care, dintr-o fermă, zici, băi, eliminăm toate știți animalele că, băi, și vedere, facem dezinfecție. Da, având în vedere modul de transmitere și, sigur, sunt studii serioase în spatele la ce afirmă Comisia și, sigur, mulți alți experți la nivel de Uniune, unde e foarte clar, dacă într-o hală, într-o fermă a apărut un caz de peste porcină africană, riscul pe mai departe, sigur, să împrăștie și să se apară această testare. Eu am înțeles chestia asta, deci pericolul de a se transmite la toate animalele există, dar mă gândesc la o modalitate de a pune în valoare acele animale, pentru că s-ar putea întâmpla că din 5.000, tu când vei face analizele sau știu eu, zici, băi, mai sunt 20. Ceilalți încă n-au simptome, sunt asimptomatici, așa cum e acum cu coronavirusul. Tocmai pentru a nu se împrăștea mai departe și nu cumva pe urma acelui lanț alimentar de a circula și de a lua acel porc și de a-l duce până la abator, linia abator și așa mai departe și undeva să apară contaminarea, s-au luat decizia ca acest porc să fie sacrificat, eutanasiat și ecarisat. Dar, la fel de bine pericolul este, adică pierderile sunt foarte mari, ce vă spuneam înainte, în acea fermă nici măcar nu este prezența virusului, dar intră în acea zonă de supraveghere, da, protecție. Aia nu-i musai să-i omori. Sigur, nu, problema este valorifica o perioadă de, adică problema până la 45 de zile sau cât e. Sunt cele 45 de zile până la care acest fermier nu poate livra. Aia zic, deci nu-i poți valorifica aici și toată treaba, e blocajul. Bun. Acum, sigur că am avut și avem și noi în satul mare cazuri, mai ales acum cu peste a porcină care am apărut acum, am purt un focar și la Pir și ultimul focar acum la Sanislău. Bine, ar fi să fie ultimul, domn doctor. Și ultimul acum, nu știu ce o să fie săptămâna viitoare. Deci am niște comentarii vis-a-vis de ultimul. Ultimul volum semnat de ultimul. Ne-am zis că bine ar fi să fie ultimul. Mi-aș dori foarte mult să fie ăsta ultimul, dar... Bun, și în final s-a confirmat ideea, și la Sanislău. Da, am primit confirmarea de la Sanislău vineri după masa, de la IDSA, unde s-a confirmat acest focar. Problema este că prindem tot așa un fermier, dar până la urmă sigur că am ajuns la o discuție că după 45 de zile se poate obține o derogare de a duce anumiți porți, de a livra măcar o parte, sigur nu foarte însemnată, o parte mică de porci pentru sacrificare cu tratare termică. Este o derogare, dar e o problemă în continuare și eu aici sper să se rezolve, să remedieze acest subiect cât mai repede, pentru că problema cea mai mare, să știți că o au fermierii mari, crescătorii de porci, cu ferme, v-am spus, între 5.000, 10.000, 20.000, unde pesta porcină africană îi termină efectiv, le închide business-ul în momentul în care ei sunt prinși în aceste raze de protecție sau de supraveghere. Și aici trebuie să ne gândim foarte bine ce facem. Aveți reinformație, nu-i sigur că o aveți. Câte din cazurile suspicionate, adică date de satul mare ca PPA, deci ca pestă porcină africană, n-au fost confirmate la București? Aveți vreo... Nu, păi, deci nu, cel puțin ultimele, domnule Ițaș, ultimele, eu vă dau ultimele focare, dar... Nu, deci mă gândesc dacă au fost situații în care laboratorul de referință de la București a infirmat diagnosticul pus de laboratorul Sătmărean. Asta era ideea, nimic altceva. Nu. Din cunoștința mea, cel puțin în ultimele... În ultimii trei ani, nu?
Nu, eu iau așa 2019-2020, acum nu mă duc și mai departe, nu, dar din cunoștințele mele nu. Uitați aici, am toate numerele de confirmări, sunt 59 de confirmări. Ca fapt divers întrebam. Ca care mă refer și aici avem o... Câte din... Să zicem, o situație așa, care diagnosticele puse sau diagnosticul pus în satul mare a fost infirmat. Nu, nu a fost. Deci nu... La IDSA, de obicei, ce a ajuns trimis de noi acolo, s-a confirmat. Da. Bun. Din păcate. Să revenim la programul strategic. Ce... Așa, mai în detaliu. Deci bun, e tuberculoza... Sigur că programul strategic noi l-am început la începutul anului, care de obicei începe în lunile februarie-martie, cu anemia infecțioasă echină. După o pauză bună... După martie încolo, februarie-martie, undeva din aprilie, trebuia să începem tuberculinarea bovinelor recoltate de sânge. E, între timp, n-am apucat bine să intrăm așa, cred că am o săptămână, două în acțiunile de tuberculinare, după care le-am oprit din cauza pandemiei. Starea de urgență. A intrat starea de urgență. E, în starea de urgență am oprit toate acțiunile sanitar-veterinare, tocmai de a nu crea probleme și de a răspândi, Doamne ferește... De data asta virusul între oameni. De data asta virusul între oameni, exact. Nu între animale. Și nu am avut de ales decât să oprim programul strategic, care l-am reluat după încetarea stării de urgență și am intrat în starea de alertă. Apropo, dacă tot am intrat acum la discuția asta despre virus, știam pe internet că virusul ăsta, ce știu, în Asia, nu știu pe unde, a fost de fapt transmis sau descoperit la animale? Ceva de genul, da, am citit acum, întrebarea e adresată iar doctorului veterinar, da. Zeicu, nu directorului direcției. Acum, sigur, la început și chiar la începutul pandemiei, urmăream cu interes, sigur, toate canalele de televiziune și sigur că acolo spuneau la un dat că era vorba de lilieci, după aia că ar fi șerpi implicați și așa mai departe, și că ar fi avut în acel târg, în acea piață unde se vindeau și animale de genul ăsta. Sigur că transmiterea virusului, da, se poate transmite așa. Bun, dar poate într-adevăr să provină de la animale și să fie transmis la om? Acum știți, ultimii... Da, deci e o întrebare de genul ăsta. Anumite mutații, e posibil. Iată o altă dovadă a interdependenței dintre sănătatea animalului și sănătatea umană, nu? Nu pot eu să confirm lucrul ăsta, dar e posibil. Ce vă pot spune este că e posibil. Bun, deci mă gândeam cel puțin dacă v-ați întâlnit în literatură de specialitate cu chestii din astea, pentru că vor veni și în facultate, nu le înveți hărt, pătăte, dar niște lucruri din astea o recunde. Vectori apăreau și mai afli și în facultate. Ca și vectori apăreau și liliecii, ca și la pesta porcină africană, la africană vectori apar și căpușele și așa mai departe. Deci pot fi, transmiterea poate fi făcută, sigur, categoric. Mai ales că dacă mai apar și anumite mutații genetice, virale și așa mai departe. Revenim, a fost o paranteză față de programul strategic. Ce mai aveți pe acolo în programul strategic? Bun, după cum spuneam, după... Deci oricum l-ați decalat. Deci l-am decalat, sigur. Și acum, abia acum, o parte din colegiul, o mare parte, ce sigur, am reluat să programul mai departe, numai că sigur că s-a decalat. Au ajuns bovinele să iasă la pășune, ceea ce de obicei nu ne doream asta, că am fi vrut ca acțiuni să fie făcute până la ieșirea animalelor la pășunat, dar nu a fost posibil. Acum, sigur că apare acest inconvenient în care au trebuit oprite aceste ciuri de o zi, două. Multe cazuri de tuberculoză. Zeci? Nu. Sunt nu, la nivel de nu, județ nu, așa? Nu. Cel puțin până acum nu am avut. În 2019 am undeva... nici stați că vă și spun acum. Nu au fost așa de multe cât... Nu, deci sigur că s-a văzut în ultima perioadă, clar, că, uitați, de exemplu, în... 2019, per total, au fost undeva la vreo 20-22 de bovine. Dar și care, sigur, la confirmare în abator, n-au fost confirmate decât, mi se pare, nu știu, 20-30 dacă au fost confirmate. Restul n-au avut confirmare în abator. Că ați spus că au apucat animalele să iasă la pășune. În momentul în care această tuberculoză bovină e cantonată, în ghilimele, în anumite zone, înseamnă că
prea mult nu s-a pierdut, chiar dacă s-a decalat termenul de realizare a acelui punct din programul strategic. Sigur, sigur. Acum, discuția, știți cum e, în momentul când ies bovinele la pășune, există inconvenientul în care trebuie să oprești aceste bovine, o zi, două, în care, sigur. Dar am reușit în cele din urmă să închidem, au foarte puțin, cred că am rămas, nu știu, cred că într-o săptămână maxim se termină și ce a mai rămas de tuberculinat. Și, sigur, acum vom vedea după TCS dacă mai avem pozitive. Iar îmi amintesc de pe vremea când eram încă în copil, că ieșea și făcea acea înțepătură în gât și după aia venea să măsoare cât de mare umflătura, vorba aia. Este cu reacție intradermică. S-a recoltat tot în perioada asta și sângele pentru leucoză bruceloză și tot în perioada au fost făcute și vaccinurile anticărbunoase, atât la bovine cât și la ovine, și acum suntem în plaja de recoltare a sângelui la ovine. Și cu asta, cel puțin pe partea, pe prima parte, acțiunile sanitare veterinare se închei în programul strategic. Deocamdată. Sigur că rămâne, în care apare și programul strategic, rămâne supravegherea, care supravegherea este pe toată perioada anului. Ați ridicat o minge la fileu vis-a-vis de ovine. Citeam zilele astea că domnul ministru al agriculturii, la rândul lui medic veterinar și el și universitar clujan, ține cu dinții, ceea ce mi s-ar părea normal, genotiparea berbecilor. Da. E o idee, dacă bine mă aduc eu aminte, cel puțin de 3 ani de zile lansată în eter, dacă dar vreți. Numai nu se punea în aplicare. Deci lansată. Și am înțeles atunci că ar fi realizabilă această genotipare în condițiile în care zici, băi, am eliminat berbecii care pot transmite scrapia și atunci am salvat 13 milioane de oi din România care oricând nu pot fi refuzate la export ca urmare a pericolului de scrapie. Păi, prin genotipare, da, avem și acel certificat de origine. Deci avem, lovim două chestii. E certificatul de origine, știți dumneavoastră, bun, dar acolo și pe partea de screpie. Acolo are o problemă. Știți dumneavoastră, cu certificatul... Ei, da, acum, până acum era certificatul de origine, dar nu era... Era dat doar așa. Certificat de origine. Fără să... Deci pe tema asta au fost multe discuții. Bun. Dar dacă acest lucru deocamdată s-a scăpat pe aici, pe acolo, din mână, eu îmi imaginez că acest test, nu știu cât poate fi de laborios, ca să faci genotiparea, se poate doar prin recoltare de sânge sau trebuie și alte analize? Această genotipare o face ANZ-ul și nu supune foarte mult. Deci eu mă gândesc, domn doctor, ca volum de activitate și eventual dotare, dacă se poate asigura. Pentru că îmi imaginez că e mai ieftină acea dotare care o poți pune la punct în, să zicem, reședințele de județ, decât să te apuci să despăgubești care au fost până acum pe ferme de oi, unde sunt 5.000 de oi într-o fermă. Categorii. Deci genotiparea este un lucru foarte bun care trebuia implementat de mult. Numai de că 3 ani de zile mă aduc eu aminte că se discută despre el, domn doctor. Bineînțeles, și problema e că până acum nu s-a dorit acest lucru. Că s-a povestit despre și că sună bine și că eliminăm și așa mai departe. Și acum sună relativ bine, numai totul depinde... Eu știu că domnul ministru își dorește foarte mult chestia asta și aproape, nu, că sunt convins că o va și pune în aplicare. Dar sigur că, știți noastră, auziți, la orice idee bună vin și... Cu cine? Stați o clipă că vin și factorii obiectivi. Opreliști. Să ai cu cine, da? Ca structuri, eu zic că este realizabil. Ăsta, deci, nu și mai știu cum îți zice, că e oficiul județean de zootehnie, numai și că tot schimbat denumirea. Cu 4 oameni sau câți o fi având, dar cine s-a mare, sunt puțin, convins că nu există capacitate. Pentru că, teoretic, trebuie să fie cât? Cel puțin 15.000 de berbeci reproducători în județ. Da. Acum... Da? Deci la un efectiv de 300.000 de oi. Da. Respectând raportul ăla 1 la 30, plus mai lăsând o rezervă că nu știi ce se întâmplă, deci poate fi un 15.000 de berbeci. Nu-s puțin, după părerea mea, să te apuci să faci sigur că noi, ca și efectiv de oi, chiar dacă
sarcina o să fie de prelevare a sângelui, da, medicului veterinar, da, desigur, contra cost, deci un serviciu prestat. Chiar și atunci mi se pare că e un noi, noi pe satul mare avem un efectiv la undeva la vreo 300.000 de oi. Deci aia înseamnă minim 15.000 de berbeci. Acum nu știu cum s-a gândit Ministerul Agriculturii ca structură și cum au gândit ca centre unde să se facă, pentru că sigur că este și varianta în care nu trebuie neapărat să fie în fiecare județ, dar pot fi anumite centre care să facă aceste analize. Ama, că va fi satul mare, că va fi Baia Mare, că va fi... Ama, nu știu cum au gândit și care va fi structura, prin, dar... Prin prisma, dar eu zic că supraaglomerării e problemă. Unui număr redus de oameni, repet, aici în satul mare... Bine, aici nu știu dacă sunt 5. Cred că undeva acolo 5. Dar mai mult, adică pe degetele de la o mână se pot număra sigur. Pentru aceea ar fi o muncă de Sisif. Da. Să ai 3.000 de berbeci, vorba vine, să-i analizezi, de să faci analize, să vezi ce îi, cât poți face într-o zi? Cred că trebuie un jumătate de an până din punct de vedere, înțelegi, din punct de vedere al recoltării nu se pune problema că noi... Bun, dar atâta acum, vreme sigur, că trebuie ca și logistică, undeva cum au gândit, laborator unde trebuie să facă ceva, că probabil acel sânge trebuie sigur să... Eu zic că probabil în momentul când vor implementa chestia asta, sigur că s-au asigurat și logistic că acest lucru se poate face. Vedeți, repet, de ce chiar spune... regional sau dacă... Domnul doctor, vedeți de ce regional spun eu mai bună că idee. Oarecum am dubii vis-a-vis de a putea face această genotipare, să zicem, în paralel cu autorizarea berbecilor pentru montă, pentru că până în august, dacă bine știu eu, trebuie să fie autorizați pentru montă. Da. De obicei atunci era. Ori, perioada sfârșitului. În două luni de zile... Acum... mă îndoiesc că ar fi posibil, deși ar fi deosebit de util, după părerea mea, și da, eu sunt de părere că ar fi foarte, foarte util și ar fi foarte bine să înceapă această genotipare. Scandalurile care au fost pentru cu zona Craidoroz când au fost scrape. Noi știm, vă spun ce înseamnă. Anul trecut tot așa am avut undeva la 550 de bovine evaluate pentru sclepie. 550. Anul trecut. Dacă le luăm la nivel național, despăgubirile a tot ce înseamnă sacrificările acestor oi cu sclepie și așa mai departe sunt sume foarte mari. Și genotiparea ar fi o bună, ar fi o modalitate de a reduce, dacă vreți, sigur, pentru început de a reduce fază, da, incidența bolii și în timp probabil eliminarea tuturor acelor animale, acelor reproducători, că am înțeles că berbecul e țapul în ghilimele ispășitor. Deci eliminând acei berbeci, da, în 2-3 ani de zile, probabil ajungi ca această boală să fie o pasăre rară, să o numesc așa. Ori în condițiile respective nu mai poate spune nici turcul sau nici arabul sau nu știu care că nu mai cumpără oi din România pentru că este scrapie. Păi asta era și ideea, pentru că și la export, nu? Și turcii și așa mai departe. Am înțeles, turcii sunt acum cei mai vehemenți vis-a-vis de acest ceva. Da. Arabii, deci cei de dincolo, mai puțin. Știți că vorbim și de o calitate până la urmă a rasei. Știți cum e? Ameliorarea rasei contează și asta foarte absolut mult. Absolut. Că la nivel național avem o problemă și pe partea asta de ameliorare. Și totuși, tot din câte am citit, că n-am avut ocazia de discuta cu niciun arab exportator, țurcana românească e foarte bine apreciată de arabi. Da, asta am citit. Da. Deci chiar dacă încă în procesul de ameliorare va merge, probabil nu știu câtă vreme. Va dura, va dura deci ceva timp, pentru că asta e foarte complicat de făcut, de pozitat. Iar, dar ar fi bine de început. Ar fi bine iar de început. Cred că nu știu, vă aduceți aminte, nu vă aduceți aminte, că într-o vreme și o OJRSA-ul de atunci gestiona berbeci, adică erau ferme zise de stat cu berbeci, îi puteai ține la fix să vezi starea lor de sănătate și să vezi cum e, și atunci, într-adevăr, îi puteai închiria, sau știu eu, pentru perioada de montă. Oare n-ar fi și asta o variantă mai sigură în ceea ce privește ameliorarea decât să lași la latitudinea lui X, Y, Z să vândă berbeci?
Nu, încet, încet, că din câte văd, asta este și dorința Ministerului Agriculturii, că încet, încet, boierii și crescătorii, fermierii de ovine, încet, încet, și subvențiile acordate pentru crescători să fie țintite exact. Adică, domnule, noi să ne ocupăm și de ameliorare, genotipare. Sigur că încet, încet, da, e la început, va fi o muncă decisivă, cum spuneți noastră, dar rezultatele care vor fi peste, hai să zicem, 2-3 ani, vor fi numai și numai în beneficiu crescătorului. Nici nu se pune problema, domn doctor. Știți că... cum e? Foarte mult, că aici era discuția, că, domnule, cum ar fi, cum a zis noastră, că berbeci, să fie niște berbeci de reproducție ținuți, dar chestia cu statul nu mai funcționează. Din ce în ce mai mult sunt crescătorii, adică, de... Adică, nu mă înțelege greșit, nu statul, adică nu se aibă Ministerul Agriculturii, dar să aibă o subunitate, să zicem, cu autofinanțare, care să garanteze calitatea materialului genetic, cum vreți să asta spuneți. Asta poate să fie făcută chiar și prin Asociația Crescătorilor deci de Ovine. La modul ăsta. Da. Și atunci zici, băi, mă duc la Dan Zeicu, pentru că el e capelmaestru la ferma de berbeci, și zic, vreau ăla. Tu, administrator de fermă, garantezi, din punct de vedere al sănătății, garantez că nu mai e cu scrapie și cu alte prostii și atunci... Păi, sigur că momentul când... Poate fi chiar și un crescător care să aibă acești berbeci genotipați, ameliorați ca și rasă și așa mai departe. Pentru că ce se întâmplă? Și... Am convingerea că fiecare fermier este interesat ca animalele lui să fie cât mai curate, cât mai pure ca rasă, sigur, și randamentul lui să fie cât mai mare. Pentru că nu e tot una... că el va avea un miel de 15 kg sau de 18 kg, dau un exemplu. Și aici discutăm randament la lână, randament la carne, randament la lapte, brânză și așa mai departe. Deci pentru nu... că în funcție de rasă și de... Bun, dar atâta vreme cât la noi în județ, cred că sunt vreo 1000 de oi merinos, nu cred că sunt mai mult, restul sunt țurcane. Bine, pentru majoritatea... că rasă rustică fiind... e mai puțin pretențioasă, mai ales în perioada de iarnă, pentru furajare și adăpost. Asta e singura explicație. Și mai e o treabă în plus, zic eu, că atâta vreme cât, iată, iarăși lâna nu se poate valorifica, zici, băi, cât am? Am 2,5 kg medie de lână sau 3 pe oaie, am 500 de oi, o tonă jumate, dau foc pe câmp. Da? Ori în condițiile în care ai avea 6-7 kg de lână totuși de calitate merinos, s-ar putea nici aia să nu o poți valorifica. Nu e așa. Eu cred... Deci e o problemă și asta. Da, într-adevăr, și partea cu lâna, dar în același timp știți bine că unii s-au dus și au luat subvenții și pe o producție de nu știu câte zeci de kilograme pe oaie. Domn doctor, aici iar o situație aici scăpată. Aici să bat capul în cap unele și e scăpate. E o situație scăpată de sub control. Da? Deci sunt... dacă eu am la Apia la sprijinul cuplat nu știu câte oi. Păi când duc la direcția agricolă pentru validare situația, poate fi la agronomul pește, nu își poate imagina că poate ieși o medie de 20 de kg de lână, deși am auzit recorduri la berbeci, dar vorbim de rase ameliorate. La merinos, deci la merinos 20-21 de kg, domn doctor. Categorii, dar la țurcană... Nu, la țurcană zici, băi, n-are cum să fie nici mai cum, mult de un 3 kg. Nici de-o întoarce, domnul, ai înțeles de pot să pui și capul berbecului acolo, că și atunci n-ar fi 10 kg. Asta e. Și atunci, bun, deci că... aici, data asta deja, zic eu, se numește... Nici nu știu ca să nu jignesc. Poate indolență. Și băi, au dus hârtia, o semnez și mere mai departe. Deci lucrurile astea și... au scăpat de sub control birocratic. Aici e problema. Categoric. La fel cum vă spun, tot ca medic veterinar vă spun, și am lucrat la Micul la mulți ani, o mare problemă a crescătorilor, și aici trec la bovină, erau foarte mult supărați și numai cum poți să, adică el de la 3 bovine care le-a avut acum un an sau doi, are 10 sau 15 bovine, dar ia subvenție doar pe cele 3.
Sigur că era o aberație. Bă, dar acolo legea... Și nu e normal. Acele ghiduri și așa cum a fost conceput... Da, dar perioada de referință a fost concepută, domn doctor. Adică ai avut 100 de animale, ai intrat cu ele la subvenție, ai rămas cu una, a fost suficient tot pentru 100 la subvenția. Și de referință era la un dat 2008, după care 2013, mi se pare, și de atunci a rămas așa. Și din păcate nu se va putea schimba lucrurile decât undeva în 2021, pe următorul... Ciclu financiar. Din păcate. Deci aici sunt niște erori legislative, zic eu, pentru că mai bine îl sprijin pe ăla care într-adevăr are și produce, decât să îi dai bani cu sacul șmecherului. Da, și da? Astea sunt lucruri care îl cunosc pe domnul doctor Oros, pe domnul profesor Oros și știu că dânsul le are deja în vedere toate aceste lucruri și că le va schimba în cel mai... cât mai rapid, sigur, cum îi permite și dânsului, repet, de exemplu, la bovine nu poate decât în 2021 încolo. Dar astea au fost niște erori grave care, până la urmă, au contat și la creșterea. Vreau să cred că aceste erori au pornit tocmai de la incompetența celor care au lucrat la întocmirea documentelor și care n-au știut ce și cum îi. Zic incompetență eu. Sau poate de multe ori chiar și cu intenție. Eu poate zic mult acum, dar mie mi se pare dubios că poți să dai așa ceva, adică să vin să spui că, domne, ce ai avut în 2013, să dai tot pe același număr de animale, inclusiv dacă nu mai ai acele animale. Dar adică cu scuzele de rigoare față de alte persoane care poate... Dar, domne, aici mi se pare și o rea intenție. Legislația scrie clar că le poți înstrăina, că tot la tine rămân ca și... Păi, da, vă dați seama, adică dacă eu astăzi, da, în zi, aveam 1000 de bovine sau 500 de bovine în 2013, da? Și eu știam că acel ghid va fi 2013 an de referință. După care eu, până astăzi inclusiv, eu iau banii pe acele 500 de bovine, exact. Chiar dacă nu le mai am în curte. Una trebuie să ai ca să se închizi exploatația. Aici deja nu mai cred că discutăm de incompetență. O discutăm de altceva. Da, ar trebui să fie alte organe care să verifice chestia asta. Da, mă rog, asta este. Din păcate, au avut de câștigați ăia mari și omul de rând, acea fermă de subzistență, cum îi mai care are 10-11 animale, medie, care, sau o fermă mijlocie, care, domnule, creștea 10, 20, 30 de bovine, da, fermele n-a beneficiat de chestia asta. Deci fermele noi înființate nu intră în regulamentul respectiv, dar în sfârșit asta este. Dacă tot am ajuns la bovine, domn doctor, cum apreciați scăderea, că am mai discutat despre chestia asta, drastică a efectivelor de bovine în ultimii 20 de ani. Adică au scăzut aproape la jumătate. Da. Cred că în perioada asta, nu știu dacă aveți o situație de genul ăsta, dar nu depășește 45.000 efectivul județului. Păi la bovine, sincer să vă spun, avem undeva la vreo 30.000. Dacă... De-aia zic, deci nu? Deci... Nu cred că depășește 45. Nu. Nu, până în 40.000. Aproximativ 40-45.000, deci cam acolo ar fi. Deci nu am spus eu că s-a ajuns așa. Aici luând, sigur, luând și fermele comerciale. Pentru că în gospodăria populației avem 30.000, aproximativ. Da, dar ferme comerciale... La fermele comerciale, acolo avem... Da, avem ferme comerciale, să știți, în ferme comerciale avem 9.000 de bovine. Fie ferme 15, comerciale. Ce domn doctor. Deci și atunci nu depășește cifra 5, 45. 15.000 cu și, da, și cele de tip A, avem undeva la vreo 15.000 de, de bovine. Și 30.000 din coace, dar efectivele au scăzut foarte mult, mai ales pe gospodăria populației. Dar și în exploatație, pentru că știu eu în zona Careiului câțiva care din diverse motive, lapte plătit prost, dificultate în vânzarea vițeilor, dificultate în vânzarea vacilor. Eu vă pot spune din start. Primul motiv a fost exact ce discutam înainte cu acele subvenții. Când domnul deja a fost descurajat. Dacă el a văzut că a avut 3 bovine, a luat doar pe 3 bovine, deși el în anii următori a vrut să-și crească efectivul și a văzut că degeaba așa a crescut efectivul și muncește, că el i-a plătit tot pentru 3 bovine, asta a fost un pas pentru care foarte mulți au fost dezamăgiți și au renunțat să mai facă chestia asta. 2. Într-adevăr, plata laptelui. La unități de procesare, sigur că laptele se plătește foarte slab și a zis să mai are rost.
să mai țin vaca aia în bătătură pentru, poate că și-am mai ținut o vacă strict pentru consumul familial propriu. Da. Vânzarea de animale, sigur că și asta a fost o problemă, pentru că produșii nu-i puteau valorifica din vari motive. Unul din motive a fost și închiderea târgurilor datorită focarelor de peste porcine africane și luarea acelei decizii de a se închide târgurile de animale. Da. Și uite așa, toate aceste lucruri, una peste alta, sigur, îmbătrânirea populației, unde cei tineri care au venit n-au mai dorit să crească și, uite, bun, așa și am ajuns la situația de a scădea aceste efective. La efectivele acelea, zic eu, puține la nivel de județ, fie și 30.000 la gospodăriile populației, care e trendul acum? Pentru că de o vreme, încă până mai erau târguri deschise, pe majoritatea fermierilor îi auzeai belgian, 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 deci metisare pe Blue Belgic, albastra belgiană. Ce altceva se mai metisează? Deci pe lângă ceea ce rămân rase, rase, adică Holstein, da, Angus, Bălțată românească, Bălțată românească, Brună de Maramureș. Da. Deci cam astea... Știți că și pe Brună s-au mers la un moment dat destul de bine. Care sunt în rasă, nu știu, aș greși probabil să spun că e rasă pură, dar da, sunt rase totuși. S-au mers și pe Red Holstein la un moment dat. Da. Deci au fost mai multe. Am asigur că mulți s-au orientat și pe viței de carne. E mult mai puțin, adică foarte mulți ce-au zis, doamne, nu mai țin vaca de lapte. Cu vaca de lapte, știți dumneavoastră, e foarte mult de lucru. În schimb, la viței de carne, acolo... Sunt cei mai buni mulgători. Da, exact, exact, exact. Nu-ți mai trebuie personal. Nu îți mai trebuie nici personal, îl țineți tu vacă, îl crește, după care îl furajează și... Bun, bun, dar în varianta asta și limuzinul, cred că tot limuzinul, acolo. Limuzinul, da, limuzinul este raselor de carne. Cea mai căutată, printre cele mai căutate și în sămânțările când se făceau, la foarte multe bovine metis, se însămânțau cu sămânță de limuzin. Bun, aici sigur că trebuia să fie foarte atenți, pentru că am pățit-o și eu când eram medic la Micula. Aceste însămânțări, când se fac aceste însămânțări, trebuie să fii foarte atent. Nu poți să însămânțezi un limuzin pe o văcuță săraca. Are și ea, iată, 200-300 de kilograme. Nu este bun, detalie, da, mare, pentru că aici apar distociile și apar problemele. Dar încet, încet, acele vaci, fără rasă, cum stați, deci au cam dispărut, domn doctor. În mare parte, da, în mare parte, da. Cred că nu știu dacă mai sunt jersi, atenți, că da, rasele de, deci trebuie să fim foarte erau și încă în momentul când se fac aceste încrucișări modestă și metisări. Bine, acum fermele mari, ca să vreau să vă spun, că într-adevăr au scăzut efectivele pe partea de gospodăria populației, dar încet, încet, încep să crească, să apară fermele de bovine comerciale. Și asta totuși e un fapt îmbucurător. Crește, dacă bine am înțeles eu, interesul pentru Angus. Da, pentru că și Angus, vă spun, are și piață. Mai sunt și cu vaci de lapte, într-adevăr și bovine de carne. Am ajuns undeva la aproximativ, la undeva la vreo 300 de ferme comerciale, de exploatații comerciale, ceea ce nu e de aici de acolo. E bine. Dar probabil că ăsta va fi și viitorul. Încet, încet vom trece la ferme. Ferme de medii, ferme medii mijlocii. Și te-am zilele că e și cea mai bună idee. Că într-un viitor foarte apropiat, în agricultură, adică în vegetal mai degrabă, o să crească ponderea roboților în lipsa forței de muncă. Bun, dar ce faci în zootehnie? Că și acolo, hai că mulsul îl rezolvi cu vorba aia, o instalație de mulți. Sunt și sisteme de furajare bune. Cersalatul, periatul, rezolvi, că îi pui peria în adăpost, să bagă acolo și vorba aia. Apa e rezolvată, care are adăpătoarea în grajd. Da. Dar, de pildă, gunoiul. Nu-l poți scoate cu raclorul dacă nu l-ai adunat din... Da, numai că se reduce, respectivă. Singura chestie este că se reduce personalul, adică în loc să ai 20 de persoane sau 10, poate cu 2, 3, 4, 5 persoane te introduce atâta robotizare, nu se va putea. Dacă vreți, atâta, știu eu, tehnică, încât să zici, 100% băi, oameni... nu se va putea, dar în mare parte, să știți, am văzut și ferme foarte bine dotate, chiar și aici la noi în județ,
Începând de la furajare, adăpare, absolut toate sistemele, nu, unde probabil cu două persoane maxim se rezolva la o fermă. Care se umple până adăpost, că la vacă nu-i poți spune că uite acolo, ți-o oliță, du-te acolo și fă ce ai de făcut. Da? Din păcate este o mare problemă. Mai ales când e vorba de stabulație liberă. Da. Deci, bun, acum sigur la bovinele crescute în stabulație liberă, dar da, este o problemă astăzi cu forța de muncă. Acum să sperăm că vor fi încurajați. Am înțeles tot așa pe Ministerul Agriculturii că sunt acum niște beneficii dacă se angajează la ferme sau așa mai departe. Domn doctor, sper să... Din păcate... S-au întors foarte mulți acasă cu pandemia asta, domnul Țaș. Da. Sper că încet, încet să înceapă să muncească și pe la noi. Un crescător de oi, da, nu găsește un cioban. Da, adică cioban, cioban, să ne înțelegem. Cioban, el eventual găsește un... supraveghetor de oi sau ce știu, poate și aia e mult spus. Mult deci spus, nu cioban. Cioban cu experiență... Noțiunea de cioban, în accepțiunea mea, e deosebit de complexă. Cioban cu experiență. Un ciurdar cu experiență, domnule Țaș, la fel. Zic, deci nu găsești, în schimb, pretențiile lor pecuniare sunt, da, vorba aia, de mari. Destul de ridicate. Iar când îl întreb ce știi, deci am par o mână și eu le rezolv eu. Cred că o mare parte dintre oieri, ca proprietar vorbesc, sunt și chiar ciobani, ei se ocupă și de partea asta. Ok, dar ai nevoie că... de un om, doi lângă tine, da, să te sigur, ajute, să sigur, mai facă sigur ceva. Nu, este o problemă. În agricultură, în zootehnie, în general, este o problemă pe partea asta. Pentru că... De aceea și foarte mulți au accesat fondul, pentru că la un moment dat chiar discutam, nici nu știu, săptămâna trecută cu un fermier și spunea, zice, doctore, eu din momentul ăsta numai că am avut până ieri doi oameni, bă, nu zic, muncitori, bani, după ce i-am plătit, a doua zi s-a dus la fermă, nu i-am mai găsit, au plecat. Da. Și nu e tot una când, vorba aia, te lasă omul și tu ai peste 100 și ceva de animale, mai ai și două tractoare, mai ai și de arat și de făcut în agricultură și, băi, vezi, și nu te anunță ca să mai ai timp să... Câteva zile. Exact, și te trezești a doua zi. Și atunci, sigur că a zis, domnule, eu am două variante. Să mă las sau să accesez fondul și să încep să mă dotez cu tot felul de aparate cu care să încet, încet, încet să mă descurc singur. Sau automatizeze încet acea fermă. O reduci, dar e greu și asta. E greu și asta. Totalitate, adică... Da. Degeaba vrei tu, de pildă, să pui la vacă păstor electric, e ok, e în regulă. Degeaba pui la oaie păstor electric, și ăla e în regulă. Deci le poți ține ca să faci și o pășunare din asta așa parcelată. Dar când e vorba de probleme la picioare, ori la vacă, ori la oaie, ori la nu știu ce, fie că îl chem pe doctorul veterinar care știe să-ți dea sfaturi, dar nu-i sigur că știe să execute manopera respectivă, fie că faci tu, da? Categoric, medicul veterinar, dacă este chemat, el știe clar ce are de făcut, bun, dar... teoretic, domn doctor, acum îți spune, partea... fă așa, fă așa, sigur, dar când e vorba să intre la... Bun, acum, practică, de obicei, s-ar putea să... De obicei, fermieri, în nu, general, facă... ei, așa cum ziceați dumneavoastră, ciobanii... Adică experiență. Cioban, nu... La fel și ciurdarul, care știa să facă anumite manopere, fără să fie cazul să mai cheme, poate, anumite manopere le făceau fără să mai solicite asistența medicului. Bun, dar acelea musai aici, să le faci cu om. Oricine ar fi, categoric, nu... Eu am domnul Ințeas, trăiesc cu speranța că, uitați, cu pandemia asta au venit foarte mulți acasă, o parte poate că s-au întors, o parte au rămas acasă și poate încet, încet se vor întoarce înapoi la munca aia de în zootehnie, munca pământului, care până la urmă, poate că unii și-au dat seama că, dom'le, poate e mai bine să stai acasă, să-ți... Asta în condițiile în care și-ar face o evaluare propria pe lume, fermă, să construiești... Vis-a-vis să... de ce înseamnă să fii departe de casă, plecat din familie, ce înseamnă să câștigi nu știu câte sute sau mii de euro în străinătate, ce înseamnă să cheltui din ei cât e și la un moment dat... Ei știu foarte bine că și acolo banii se câștigă foarte greu. Că nu cresc banii... Că am trecut baba cu colacii când... Nu mai, se câștigă foarte greu. Și acolo se muncește greu pentru un ban. Ei știu foarte bine. Și atunci poate că unii
vor lua decizia de a rămâne și de a face agricultura acasă. Sper ca și măsurile care le va lua Ministerul de acum încolo, chiar și autoritatea și decidenții până la urmă să încurajeze ca oamenii să rămână acasă, da, și să lucreze în agricultură. Domn doctor, e o problemă. Îmi aduc aminte că în Socond era cineva cu vreo 3-4 ani în urmă. Ce, domnule, am lucrat, nu știu, în Spania, în Portugalia, ce știu ce, și s-a întors acasă cu gândul să își pună pe picioare o afacere pe bovină. Omul neinspirat și-a cumpărat animale în loc să fiziți prima dată, bă, bun, pământ nu am, pășune unde o să am, de unde o să mă asigur baza furajeră? Încă în mintea unor fermieri, să zic așa, dacă pot fi numiți, există acest ceva că tu, autoritate publică locală, trebuie să-i asiguri pășune. Tu trebuie să-i asiguri teren ca să-și poată asigura și pentru perioada de stabulație furajele. Ori acest ceva nu funcționează, pentru că, vorba aia, cam majoritatea pășunilor sunt concesionate, sunt luate, cât că și pe tema asta văd că iar e un circ la nivel național, dar problema pășunilor se pare justificat. Problema pășunilor e foarte veche și nu știu când se va rezolva vreodată. Dar pentru că unii invocă faptul că ce, băi, de ce încărcătură minimă de 0,3 animale pe, deci unitate vită mare pe hectar. Deci dacă eu consider că acea pășune nu suportă mai mult de nu știu cât, de ce mă poți tu obliga să fie o unitate vită mare pe hectar? Numai ca să fie statistic? Ce pot să le spun acestor crescători sau poate celor care intenționează și poate acum, uitându-se la noi, se gândesc, mă, ia, hai să nu mai plec eu nicăieri, să stau acasă, să-mi fac o fermă de bovine, de ovine, de suine chiar. Pot să le spun atât. În calitatea de director al Direcției Sănătate Veterinare, noi, pe lângă instituție de control, și asta mai nou am tot spus-o, noi facem și consiliere. Am discutat cu colegii mei și am spus, domnilor, ok, suntem o instituție de control, într-adevăr, dar în același timp trebuie să fim și o instituție de consiliere. Pentru că omul, uite, zice, domnule, m-am hotărât, mâine vreau să-mi deschid o fermă de bovine. Haide, domnule, mă duc la direcția veterinară, să apeleze la noi și îl vom consilia. De la zero, domnule, cum trebuie, îi dăm ordinele care sunt în vigoare, hai să vedem, facem o schiță dacă trebuie împreună, cum ar trebui să arate, ce ai de gând, putem face și chestia asta. Nu numai că putem, o și facem. Apropo. Pentru că asta este rolul până la urmă. Domnule, și totdeauna am spus că o instituție publică, sigur, pe lângă rolul de control a ei, adică înainte, ar trebui să fie îndrumare și control. Categoric. Adică, domnul Anițaș, înainte să ajung să controlez... Spune prima dată omului asta. Și inclusiv cu colegii care au pornit în controle, atât pe ferme, cât și la agenții economici și mai departe. Și repet, asta nu trebuie nici fermierul, nici agenții economici să sperie, domnule, fii atent, vin ăștia la DSV în control. Nu! O știu și colegii mei, le-am transmis. Adică trebuie să fie un pic de bucurie că vine cineva și calcă în ferma. Când venim, exact, că atât că mă duc în ferma respectivă, că mă duc la un agent economic în control, primul lucru vom fi, domnule, haideți să vedem dacă e cum trebuie să fie. Dacă nu, spune, domnule, uite, ar trebui să mai remediați aici, trebuie să faceți așa, trebuie să faceți așa. Mai mult, unde nu sunt probleme foarte mari, nu mergem, nu se merge pe amende. Eu totdeauna am spus, domnule, nu sancționăm așa de dragul de a sancționa, că statul român știe să sancționeze. Nu. Prima oară mergem pe prevenție, avem legea prevenției, mergem pe prevenție, discutăm cu omul, încercăm să remediem și sigur că va fi și un recontrol. Dar în perioada aia discutăm de ce trebuie făcut, îl consiliem pe om dacă are nevoie de consilier. Exact, poate omul până la momentul ăla n-a știut, domnule, până eu n-am știut că trebuie să fac și asta, și asta, și asta. Ok, hai că spunem ce trebuie să faci. Și în ferme la fel. Ce se va întâmpla, domn doctor, cu recenta lege a mirosurilor? Cred că acolo va ieși măcel. Da, acolo să fie. Am apucat, am citit și eu, am înțeles că oateurile vor avea primarii, să primarii ar fi capel maisteri. Exact, dânsii și probabil prin consiliul local vor avea aceste atribuții. Dar doctor, dar ei nu-și pot stabili niște sancțiuni că stabilite prin lege. Dar
tu primar, va fi interesant. Să ai dreptul să suspenzi activitatea temporar sau definitiv în cazul unei ferme, ce se întâmplă? Pentru că știți bine, erau niște reglementări. Când s-au constituit fermele? Că trebuie să aibă 250 de metri de la ultima casă. Exact. Adică sunt niște chestii astea. Deci în condițiile în care eu de bună credință le-am respectat, dar involuntar de ce și cum îi apar, inerent să ai vacă să nu fie miros de bălegar, chiar dacă e la 200 de metri. E imposibil să ai porc să nu miroase, oricât ai spălat și oricât ai intruține curățenia. Situații de genul ăsta se pare că sunt destul de dese și din ce în ce mai dese. Chiar și eu la instituție primesc mai nou tot felul de reclamații pe subiectul ăsta al mirosurilor și vecinii care se află lângă și ține animalul, mă rog, și grajdul și așa mai departe, gunoiul de grajd. Avem destul de multe reclamații pe subiectul ăsta. Va fi o problemă atât la nivel de UAT-uri, unde sigur că primarii, Consiliul Local, acum unele ferme au autorizații inclusiv de la primărie în momentul când au făcut construcția respectivă. Repet, probabil au respectat acele distanțe, au respectat ceea ce era este legea. Ce te faci atunci? Ai, să zicem, 50 de vaci, să nu spui că ai mai mult. Ce faci cu ele? Ai adăpost, ai sală de mult, ai, adică, ce știu eu, ce chestii, adică, niște investiții. Noi le-am mai răspuns la un oameni. Eu, ca și Direcția Sănătate Veterinară, noi obicei mergem și verificăm tot ce înseamnă parte de sănătate animală, bunăstare, acțiuni sanitare veterinare și așa mai departe. Legat de purin, miros, că e pânză freatică, că e prea aproape nu, de frântână, că nu știu ce. De aici discutăm publică, de DSP și protecția mediului, APM-ul și așa mai departe, care ei trebuie să intervină în subiectul ăsta. Da, va fi o chestie interesantă, adică eu nu văd, cum să zic, mai ales în zona rurală, domnule Țăș, acum dacă discutăm de zona rurală, anumite războaie între vecini. Acolo va fi o problemă. Va fi o problemă. Știți la fel de bine ca mine că în momentul în care ai porc în curte, oricât vei spăla, oricât vei face de curat, tot este un miros de... Adică un miros greu, să nu-i spun altfel. Este? Da, duceți-vă sigur. Uneori în zona Crasna, acolo lângă podul peste Crasna, dar la așa fermă. Știu. Au avut atâtea termene de conformare, am înțeles că au stații de epurare, au tot ce trebuie și totuși sunt momente în care acele miasme cuprind zona. Ce se va întâmpla atunci, domn doctor? Vii și dărâmi ferma sau cum faci? Eu vă dau un exemplu și cu asta, că repet, noi, că eu ca și direcție veterinară, din păcate, dacă nu din păcate, poate din fericire, nu am atribuție genul ăsta. Vă întreb ca medic veterinar, nu ca director. Am să vă dau un exemplu. În afară de anul ăsta, cu pandemia, n-am putut, dar în fiecare an, de obicei, în concediu, mă duc în Spania, la cumnații mei. E un oraș, îi spune Bic, undeva la vreo 60-70 de kilometri de Barcelona. E, acel orășel, de jur împrejur, este plin de abatoare și sigur că ei sunt specializați pe porc. Domnule Anisaș, zilnic, nu contează de intervalul orar, nu contează că eventual dimineața între 8 și 9, cum de obicei la noi așa, că la noi poate că dimineața și... În fiecare zi, de dimineață până seara, e mirosul acela de porc specific care este zilnic. Eu l-am întrebat la un dat pe cumnatul meu și am zis, doamne, dar voi cum? Nu aveți? Nu să... Și noi nu, ne-am obișnuit, da, ok, nu știu ce, dar aceste ferme și abatoare ne cresc nouă economia. Și pe noi nu ne deranjează. Eu am rămas uimit la răspunsul ăla. Da. Oricum, dar repet, mirosul era zilnic. Acum, sigur, știți cum e? Poate că nici mie nu mi-ar conveni să stau, nu știu, în curte și să îmi vină câte un danf de mai știu eu ce. Ama unii au dreptate, fiecare are dreptate în dreptate undeva pe la mijloc. Pe la mijloc, adică exact. Mi se părea că trebuia să găsească o altă modalitate, dacă vreți, de a mai reduce din așa zisa poluare. Acum, fi vorba între noi, unde un efectiv mare de animale ar fi mult mai ok ca efectivul respectiv, unde efectiv mare de animale să nu fie totuși între case. Deși vă mai dau un exemplu în Germania, unde a rămas foarte uimit. Era un sat, casă, casă, un restaurant și undeva în spatele restaurantului lateral în vecinătate
fermă de bovine. Asta exact așa cum auzeam cu ani în urmă sătmăreni care au fost prin Austria, prin Elveția, să vadă cum și ce e cu pășunile alpine, cu creșterea animalelor într-o zonă din asta, chipurile superozonată. Bă, zice, nici vorbă să fie mai aspre restricții decât cum sunt impuse la noi. Zice, poate la noi sunt mult mai dure acele condiții impuse decât ce am văzut în Alpi sau nu știu pe unde, cum să mulge, cum să face brânză și celelalte. Într-adevăr, ferma respectivă, domnule Nețeaș, n-am văzut gunoi de grajd nici măcar de 20-30 de centimetri. Acolo, într-adevăr, se fac dezinfecții, se curăță tot timpul. Poate că și asta să fie o... Da, nu știu, numai ziceam că noi deja ne-am obișnuit că la nivelul României să strângem șurubul aproape de a plesni față de ceea ce înseamnă normative europene. Noi trebuie să ne gândim foarte serios, și că România, așa cum o știm noi, a supraviețuit și supraviețuiește și atât PIB-ul României, știm bine, în fiecare an. Agricultura este prima care crește PIB-ul României. Agricultura și turismul. Îți dă siguranță alimentară, domn doctor, că atunci când ai făină de mălai, brânză și un pic de slănină, nu mor de foame. Noi trebuie să înțelegem toți că agricultura trebuie susținută. Noi dacă cădem, sigur, trebuie rezolvate și aspectele astea, dar dacă noi nu vom susține agricultura și nu vom înțelege că agricultura trebuie dezvoltată în continuare și că fermierii trebuie încurajați, nu blocați, atunci vom avea o mare problemă. Eu vă spun sincer, nu că mi-a fost profesor și decan de an domnul Oros, dar am mare încredere că îl știu. Ca medic veterinar, știu că este un om ambițios și știu, îi cunosc ideile. Sper doar să poată să le pună în aplicare. Da. Domn doctor, dacă tot am vorbit de legea asta a mirosurilor, ce părere aveți de proiectul legii porcului? Că cum, cred că încet, încet o să fie lege pe fiecare specie zootehnică. Da. Nu, aici știți bine, este o problemă, mai ales acum în contextul peste porcine africane. Ordinul 20 din 2018 și Ordinul 538 al Ministerului Agriculturii din 2019, care cele două se corelau. Tocmai Ordinul 20 al nostru la autorității este pe transparență decizională în dezbatere publică. Sigur că, știți bine, a fost acea discuție cu 5 porci, că nu vrea autoritatea sau, mă rog, să lase să crească porcul omul în bătătură. S-au invocat fel și fel de motive numai ca de... să... Eu cred că să distrugă zootehnia rurală. Sigur. O propunere este astăzi, nu știm acum se va modifică sau nu... Bun, în care... dezbatere publică am înțeles legea porcului. E în dezbatere publică, e discuția nu până în 5, că până în 65 de porci, prima exploatație, cum ar veni cea de subzistență. Bun, acum poate acum, plaja că prea mare să mergi de la 5 la 65. Aici sunt foarte mulți care vin și spun, domnule, totuși 65 e prea mult. Poate de la 10 la, sau de la 20 la 65. Discuția, domnul Anițaș, este în felul următor. Ca dimensiune. Acea primă dimensiune a exploatației despre care se vorbea în prima etapă de 5, care sigur că și mie mi s-a părut prea puțin. Poate asta de 65 e prea mare. Eu vă spun sincer, dacă mă întreabă cineva pe mine, aș spune că prima exploatație, aia, dimensionarea gospodăriei non-profesionale, care deci teoretic nu e comercială, este pentru consumul familiar, ar trebui să meargă undeva, zic eu, până în 20-25 de capete. Măcar 15-20, cam undeva acolo. Să se oprească. Undeva acolo. Și pentru acolo, că încolo eu am înțeles și următorul aspect. Și eu am crescut porci. Când eram medic la Micul, aveam și eu o curte acolo, în dispensarul, și ținut și eu 3 porci. Într-adevăr, era discuția că, domnule, cine vrea să-și crească porci pentru consum familial, numai consum familial, nu te uiți că te duci în exploatație spre tine și vezi doi oameni acolo și zici, bă, nu poți să mânca 15 porci. Nu, bun, acei doi oameni mai au o familie. Are 3 copii o familie. Exact. Nu știu, ia că deja 5 porci. Poate că ține și pentru sora care e văduvă sau așa mai departe. Sunt tot felul de discuții și atunci asigur că poți să o iei ca și, domnule, poți să crească undeva la 15-20 porci pentru consumul familial, repet. Deci, cred consum familial. 15-20 ar fi normal să fie. După care vine... Acolo vin după aia... Partea a doua. Unde, de exemplu, uite, vine Dan Zeicu și spune
Păi, eu nu vreau numai să mănânc eu porcul, vreau să și vând purcei, da. Vreau să vând un purcel, 2, 5, un vecin, la unde vreau. E, acolo deja găsim o altă formă. Aici găsim o formă probabil în care acea gospodărie trebuie să fie autorizată sau cel puțin înregistrată sanitar-veterinar. Da, și să aibă probabil un cod de exploatație. Exact, cod de exploatație are și cel non-profesional, dar aici să fie un cod de exploatație și să fie gen tipa, că așa avem o formulă de comercială tipa. Nu e cea mai fericită formulă, dar mă rog, e ok pe moment. Unde acel proprietar să îndeplinească anumite condiții minime de biosecuritate, foarte important, adică să-mi dovedească că poate îndeplini acele condiții de biosecuritate cu dezinfectare, cu îngrădire atât a cotețului cât și a curții, materiale de protecție și așa mai departe. Minime, repet, nu știu ce, dar care se pot îndeplini și sigur, aici începând de la înregistrarea animalelor. Bun, acum și așa mai departe. Transabilitate care, repet, nu sunt foarte greu de făcut. Și atunci, ok, el poate să și vândă. Dar în anumite condiții. Și după care mergem la redimensionarea mare, de acolo unde discutăm de ferme și condiții și așa mai departe. Până la un 15-20 măcar ar trebui să apară în actul normativ, dacă cineva vreodată face propunere, nu știu. Da. Sau n-ați fost consultați? Adică să vă dați cu părerea. Facem și noi propuneri și am trimis propuneri. Noi am trimis mai multe propuneri și nu numai legat de legea porcului, legat inclusiv de acele pașapoarte. Poate știți noastră că omul trebuie să vină de 60 de kilometri până la direcția veterinară să ridice pașaportul. Ceea ce mi se pare prea mult. Da. Și am făcut propuneri și acest ordin 40 este în lucru în care și sperăm că, eu sper cât de curând acest pașaport să fie eliberat de medicul de circumscripție de unde aparține și proprietarul și merge și îl ridică doar de la medicul de acolo, nu mai trebuie să vină până la direcția veterinară și multe alte normative, pentru că să știți că și birocrația este foarte mare și noi am făcut mai multe propuneri și în da. Haideți și pe aspectul ăsta. Sfârșitul dialogului nostru, dar n-aș vrea să nu abordăm și ceea ce de fapt am discutat telefonic despre necesitatea măcar a câtorva târguri de țară la nivel de județ. Nu vreau să spun că ar trebui să fie 5 sau 10, că nu eu sunt decidentul, dar câteva măcar așa zonale, pe Oaș, pe Codru, pe Tășnat, pe știu eu, s-ar impune să existe normal cu acele condiții respectate pe care vă rog să le și prezentați printre altele. Adică legat, acele condiții legat de târguri. Într-un târg. Legat de târguri, sigur că v-am și spus dumneavoastră și telefonic și sincer eu personal mi-am dorit foarte mult redeschiderea târgurilor. Mă refer pe partea de animale, pentru că și așa am avut solicitări, sigur, târgurile pe partea să zicem că e exclusiv porc acum, că nu, porcul porc, din carantină vorba pe porc, din păcate nu se va putea deschide. Da, dar în rest, următorii ani. Ai o oaie, sigur că am avut, o vacă, un cal. Am avut discuții legate de acest subiect chiar și la București cu președintele autorității, unde sigur că în urma discuției am zis, da, domnule, se vor putea deschide cu anumite condiții. Prima condiție este să nu avem pe teritoriul județului focar de pestă porcină africană la porcul domestic. Astăzi, din păcate, avem. După care, condiția a doua era respectarea Ordinului 77 pe 2015 legate de normele aplicare pentru târguri de animale. Conform acelui ordin trebuiesc autorizate, pentru că noi astăzi în județul Satu Mare nu avem târguri autorizate. Nici înainte erau fost, domn doctor, din câte știu eu, adică să știți că autorizația era la Beltiug. La limita legalității oarecum. Beltiug avea autorizație, dar sigur, acum poate că nu cu toate nu. De aia zic că din câte știu și ele de la Beltiug erau oarecum așa. Avea, nu, începuse la Beltiug, s-au făcut acele compartimentări pe specii. S-au avut acolo umbrarele, au făcut veterinar și dezinfector, dezinfectorul, era birou administrativ, adăpătoare și așa mai departe. Sigur că mai inclusiv mi se pare că era făcut și îngrăditul, era și îngrădit. Astăzi sigur că nu mai avem autorizat niciun târg. Sigur că nu poți să deschizi un târg de animale fără să-l autorizezi.
Că nu se poate. Bun, dar asta rămâne la latitudinea primarilor. Da. Vis-a-vis de a-l autoriza sau nu. Că mă gândesc, de pildă, la Valea Vinului, am înțeles că exista oarecum interes pentru așa ceva. În zona Medieșului se pare că și acolo ar fi. După aceea, nu știu, sunt anumite, sunt anumite primării care și-au exprimat dorința de a autoriza. Ar exista interes. De altfel, în chiar și săptămâna trecută și acum două săptămâni am cerut primăriilor mai multe, să-mi spună unde există târguri, în primul rând. Adică unde au cei care organizează târguri, au și spațiile, deci unde se organizează târguri, deci și programul de târguri, urmează să le vizităm pe acestea și sigur, în momentul când am să ajungem să facem aceste vizite, am o discuție cu fiecare primar unde există sau au existat până acum aceste târguri, să discutăm pe baza acestui ordin 77 să vedem cum pot fiecare să implementeze. Bun, sunt convins acum că probabil nu toate fostele târguri vor dori să autorizeze. Vă spun, dar sigur, livada de pildă nu o să mai fie interesat. Categoric. Să aibă, și eu știu că sunt mai multe care nu doresc. Să aibă Bixadul interes, să aibă Călineștiu. Eu mă gândesc dacă vom reuși la nivel de județ, ca în zona de nord, zona de mijloc, zona de sud, în câteva locații, 5 locații, 6. Să zicem cum ar fi aici pe tot traseul ăsta până la Halmeu, încă în turul lung ar mai avea posibilitate, pentru că la Halmeu a picat varianta. Să putem reuși în prima etapă, repet, în prima etapă autorizarea pe ordinul 77. Măcar câte unul zonal, așa. Exact. O autorizare în prima etapă. Da. Ca să fim pregătiți. Pentru că în momentul în care eu îmi doresc foarte mult să reușesc performanța, deși e foarte greu, să nu avem focare de peste porcină, cel puțin la porcul domestic. Repet, e greu, sper să dar cum nu reușim, depinde numai de Dumnezeu, cu asta este. Asta este. Doctor. Dar îmi doresc foarte mult ca aceste târguri într-o final să fie. Vremea bună. Așa spun meteorologii, că bag seamă de la sfârșitul săptămânii. Da. Începutul celelalte, deci cam de la intrare în iulie, se mai stabilizează vremea. Știți bine că ați lucrat cu aceste probleme, căpușele și câine. Da. Ce să facă românii noștri care au câini în cameră, în special deținuți în apartament sau știu eu, ca să aibă cât mai mici probleme cu căpușele la câini. Vă rog, așa, într-un minut, nu mai mult, un minut jumate, domn doctor. Sigur, în ultima perioadă, în cauza ploilor, căldurii, intemperiilor, în ultima perioadă, se pare că din nou am început acea infestație masivă cu căpușe. Ce este important de știut? Proprietarii de animale, de câini, animale de companie. Câinele să fie protejat. Să apeleze la medicul veterinar, să-și ia aceste produse antiparazitare, începând de la zgârzi, pipete, tablete pentru căpușe, în funcție de kilograme. Asta este primul lucru. Doi, de fiecare dată după ce se plimbă cu cățelul, să încerce să nu se plimbe, mai ales când se duc pe dig sau în zone cu iarbă deasă și mare, să încerce să evite aceste locuri. Să umple pe asfalt cu ei, da? Sau tunsă, iarbă tunsă cât mai scurt. Și când ajung acasă să verifice animalul, orice problemă, febră, hematurie, adică urină cu sânge, apatie, animalul ăsta să apeleze imediat la medicul veterinar să intervină. Vă mulțumesc, domn doctor. Vă mulțumesc. Eu vă doresc succes în funcția pe care o dețineți acum. Vă mulțumesc. Executiv și să se îndeplinească, Doamne dă, să nu avem peste porcina africană la porc. O, Doamne dă, foarte bine. Mulțumesc frumos. Stimați telespectatori, în speranța că invitatul meu, doctorul Dan Zeicu, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satul Mare, v-a prezentat o serie întreagă de aspecte, zic eu, interesante și utile, pe care bine ar fi să le cunoască toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Informația TV.